dimineața, guys. Ia uitați că a venit moșul. Ce faci, papa? Eu credeam că e moșul, dar este papa. Băi, nu, papa, băi, ce faci? Că sexy Crăciunița mea. A venit papa cu cadoul. Zic, pierd. Să-mi rușine. Băi, încă tale și n-am prăcut de mare puțin. Băi, pleacă și cade. Chică tu. Aici deja a venit la noi în pat. Și l-am zis la Petrean că sunt așa. Zic, hai să mă dau jos, că el habar n-are moșul ăsta ce cadouri să ducă și o să le pun. Ce-a făcut Santa Claus? Uite cochii. Am mâncat cochii? Presents? Wait, mommy, look, this is Aiden's, but, what? Mommy? Da? Ce scrie acolo? Ce scrie asta? Alexander! Ăla-i al tău, tate. Păi nu, hai facem așa. Ce are numele tău pe el, trebuie să-l deschizi tu, da? Both of them are my name. Ok. What? Asta nu-l deschizi, că asta este pentru ei, da? Așa multică. He only has to open it by himself, not îl ajută mami, că el e bebel. Rupe hârtia. Așa. Let's see what I have first. Oh my God. What? Asta, a Paw Patrol game! What? Ăsta l-aveai pe listă, mamă. What? Yes, that's what I have. Now let's înseamnă că Moș Crăciun a primit scrisoarea ta, mama. Because I was patient. You were patient. Ai fost răbdător, mereu ziceam, mami, nu mai vine odată Crăciun. Și cu minții, tati. Important că ai fost cu minții și ne-ai ascultat. Let's... What? What? Ce este, mama? Un tricou cu Dino? What? Ia uite, dar de unde știi Santa, mă, tati, mă, ce-ți place ție? Dar tu unde știi Santa că ți-ți plac dinozaurii, mami? I dislike them like George. They like George? Oh yeah, and I like Paw Patrol. I always want Paw Patrol game. Mm. They're awesome. They're awesome, right? Yeah. Okay. I just brought three things, so Santa sure brought me three presents for me. Ha, dar de unde știi câte? Ia hai să numărăm. Câte ai primit până acum? Nu număra hârtie, mama, numără lucrurile din cadourile. I just got one, two. So, dar dacă mai ai unul, nu vrei să-l mai căutăm? Yeah. Ăla de acolo ce scrie pe el. Oh, it says Aiden. Atunci pune-l aici și îl desface Aiden mai târziu, da? Then what is this? Ce scrie acolo? Alexander again. Vezi? Asta este al treilea, mama. What? Wow! Yay! Ce e asta, mama? Dar ce ți-a adus? Mario! What? Oh my God! I was waiting for a long time and this and this! Da? I got 3Ds now! Oh, mami, dar ce and now I got Bad Mario and Video Game Mario and Cartoon Mario! It's my name! It is your name. Ia să vedem ce ți-a adus moșul din România, tati. I'm gonna say inima. Inima, inima. Catch a tiger if you can. Inima, inima. Ok. Rupe hârtia de unde poți. Așa. What? What? A știut Santa că ai nevoie să înveți cuvintele, mami, sight words. I like sight words. Ia uite-te aici. Uite-te aici cum o să ne jucăm noi cu cuvintele, da? Now let's open this one. Fii atent la mine, ia uite puțin la mami. Nu prea încântat pe cadoul ăsta. Dacă Santa ți-a adus, înseamnă că Santa știe că ai nevoie să-l înveți, da, mami? Yeah. I got something else about dinos. What? That's exactly what I want. Three things. Oh my God, ce m-am speriat. Laptopul l-am luat. Să nu uităm căruțul. E cel mai important să nu uităm copiii, bineînțeles. Avem un cadou așa aici. Oana, ăsta poate trebuie să-l luăm cu noi? Da. Am pregătit, nu știu, niște mâncare pentru Aiden, am luat pentru copii, habar n-am dacă eu să mănânc, asta este pentru Mihaela, m-am hotărât, eu am să-mi iau alta. Uite, asta mergem
cu niște cârnați din plante și mai picanți și mai așa și cu niște cărniță tot așa din plante, tocată. Mă gândesc că poate facem ceva de mâncare acolo. Nu știu, am zis să fie, habar n-am. Nu știu, am luat niște vin. Oana este crăciuniță, ia uitați-vă la ea ce... Eu sunt o crăciuniță. Da, noi n-avem timp să ne crăciunim. Nu, dar Adrian îmi spune mie când m-a văzut că m-am urat așa și îmi spune că tu tragi să facem o fetiță. Zic, ok, atunci mă dezbrac, cică, deci o facem sigur. Dad, cum o dai, nu, nu nimerești. Ok, da, AJ este super încântat, tot ne bate la cap că hai. E 7:44, ne-am mișcat destul de bine, ne-am zic eu. Foarte bine. Am făcut 4 turi la mașină să duc bagajele. Da. Mă, ciudat că n-avem foarte multe. Adrian s-a așteptat să fie mult mai multe bagaje, da, decât sunt. Nu pentru sunt chiar atât de multe. O zi, da. Da, am luat doar un dulap, guys, atât au... Și un șifonier, da, atât. Da, gata, trebuie să fie liniște ca să mă asigur că am închis argolele alea. Hai, asta o și... priză, hai să mă gândim. Ok, uite, ne așezăm și noi aici. Și comandăm o cafeluță. Luăm un medium. Da, un medium. Și poți să faci un pic mai light? Light. Avem suntem la jumătatea drumului, mama. Aproape am ajuns, da? Când încep ăștia o mocacino, veți vreți un frappuccino pe stânga, frecați-o da, pe mine, treapta. Mă enervează ăștia de la Starbucks și nu sunt singurii, care complică atât de mult meniul. La cafele au 7, nu 7, mă, cred că au 15 tipuri de cafele. Da. Și nu știi ce alegi, că nu știi ce au în ele, înțelegi? Și nici mărimea nu este aia, este Vendi, este da. Vendi Vidi Vici. Da, ceva groaznic. Te bagă în ceață complet. Și tu nu vrei decât o cafea. Da, mă. Și că nu avem cafea normală, avem ăstea 18, Ciocoțaca Țoconic, Ciocopica Cicanica, fără stânga, fără lapte pe stânga cu treapta. Da. Mor cu ăștia. Da, bă, da, eu... A plouat de-a rupt până acum, guys, da, pe drum. Acum s-a mai liniștit, suntem în... N-am ieșit din New Jersey. Nu. Și mai avem o oră jumătate, cum am spus, și pac, imediat ajungem. Era, deci inițial a fost un drum de 2 ore și jumătate. Și văd că am făcut o oră, te nici nu-ți dai seama. Da, dar uite, noi nu asta ne dăm seama pentru că suntem de vorbă în telefon. Aristică! Ia mâna din nas! Da. Spuneai! Stăm de vorbă cu prieten, da? Așa, și facem o scurtă oprire, aș fi vrut să o facem una mai lungă, să mergi și la baie, dar nu... Dar poți să întrebi, dacă nu poți intra la baie. Nu te lasă, e numai drive-thru ăsta, atâta. Da. Se poate intra pe partea aia, mă, ce ai? Da? Da. Alright, thanks. Nu mi-am dat seama că aș fi vrut-o cu lapte de soia și oh fără cream, God. Dar it's ok, las-o cu cream acum. Ia spune-le la guys, mami, ce vrei guys, să despre, da? Do you know what's my favorite game now? My favorite game is Paw Patrol, not Mario or the dinosaur on the green one. Nu, dar de ce nu, mama? Because they don't have Paw Patrol in it. Pentru că jocul cu Paw Patrol ți l-a adus Moș Crăciun, nu? Yeah, and now I'm not getting enough game. I'm getting this game only. Ok, mă, normal, AJ ar fi primit, are voie să joace cu jocul Nintendo doar duminica și atunci, după ce venim din parc, adică undeva pe la ora 6. Dar, da, e Crăciunul, Moș Crăciun i-a adus un joc nou, așa că are voie la jocul Nintendo, dar nu când conducem. Când conducem, ne uităm pe geam să vedem chestii interesante, pentru că doar așa învățăm. Și între timp, nu cred că puteți să-l vedeți pe Aiden acolo. Le-am face dat somn, când l-am pus în mașină, puf, așa adormi. Și uitați-vă aici, un monton de haine avem, da, deci o grămadă. Și eu m-am crăciunit, am rochița mea cea roșie pe mine și dimineața am vorbit cu părinții lui... Yes, please. Am vorbit cu părinții lui Adrian și la care, cine a zis, soră ta sau maică ta, Oana, tu ești o rochie? Deci e ceva nemai auzit la mine. Zic, da, mă, e Crăciunul, doar atât, acum. Bă, stai alea, că eu ar trebui să parchez aici, Oana, să te duc da, la baie, mai că bine. Pot să intru... Așa, parchează și mă duc, da, lasă că mă duc eu. E ce vrei la baie, tati? Oh,
Nope. Nu vrei să faci pipi? No, no, I just wanna look at these Ok. A făcut când am plecat de acasă. Exact pe mijloc. Uite, uite la mine, exact pe mijloc. Ia uitați-vă puțin. Adrian este șoferul ăla care, ca pe care îl urăște toată lumea. Cum să parcheze așa? Da, mă, dar stăm 3 secunde. Hai, du-te la baie. Mă, nu lua camera la baie, și așa... M-am filmat eu la baie destul. Da, păi tocmai că vreau și eu să am, apar în vlog. Cred că de asta am primit comentarii urâte, că nu erai tu și eram eu. Am ieșit din mașină că până vine Oana de la baie, vreau să mă desmorțez puțin și este puțin frică, eu sunt în mânică scurtă. Credeam că e mai cald, mi-arătau că sunt 60 de grade dimineața când am plecat și când am ieșit afară, ploua și bătea vântul ca acum. Vreau să las cafeaua puțin să se răcească, că urăsc într-un fel să conduc și să am cafeaua fierbinte. Ah, mamă, dar ce bună e. Amă că s-a grăbit Oana. Cred că nu era nimeni înăuntru, că ea nu se grăbește. Mă, nu știu, e ceva sexy așa, o crăciuniță cu masca pe față. Nu? Mă spuneți voi, lăsați un comentariu dacă nu crăciunița asta cu masca pe față nu-i sexy. Am intrat înăuntru, după aia mi-am dat seama că poate mi s-a părut la angajați foarte ciudat, că eu eram cu camera cu Aristica și Roxana și am întrebat de toaletă, m-am dus și ăștia se uitau după mine, ce-a fi zis, mă, dar asta nu închide camera. Nu intră la budă, dar eu am închis în fața ușii de la baie și mai este o chestie, m-am așteptat să fie exact ca în New York, unde la baie. Au cod ca să intri, știi, e încuiată baia tot timpul. Și am cerut codul. Zic, care e codul pentru baie? De unde vine asta? N-avem cod. N-aveți cod la baie? Zic, mă mut aici, unde suntem? Nici nu știu unde suntem. Da, guys, n-am băut nimic de dimineață, doar că sunt foarte euforică. E sărbătoare, mă simt bine. Vremea nu este extraordinară, dar, nu știu, am vorbit cu prietenii noștri, cu familia dimineață. E spiritul. E spiritul de sărbătoare, da? Bine, am lăsat cafeaua puțin afară, să răcească, să răcească destul de mult. Mm-hmm. Intre mașina că mă duc și eu la baie, că am zis că nu mă duc, dar mi-a făcut poftă. Gata, guys, oficial intrăm în Delaware. Cred. Am atat în gură că mai avem 13 minute până la destinație de aici și trebuie să fie Delaware, că n-are cum să fie altceva. Eu m-am așteptat să ne treacă prin Philadelphia drumul, dar nu, ne-a adus pe lângă, pentru că e mai rapid. Hai, ne-a adus pe autostradă, nu n-am trecut prin Philadelphia, văd că prin oraș. Da, șeful a condus, pentru că în afara orașului, fetice, eu sunt șeful. Recunoaște cine-i șeful. Da, plătim un tol de $5, foarte rezonabil dacă mă întreb pe mine. Cred că intrarea, nu știu dacă se vede foarte bine, de să... Avem zoom tati la camera. Avem unul scurt, dar este. Este zona industrială, cred că aici. Da? E doar o fabrică, nu e chiar zona industrială. Nu? Okay. Nu, că văd doar o fabrică, ar trebui să fie mai mult de eu atât. Eu unde văd bețe dintre astea împinse? Bețe. Zic, e zona industrială nu și... Nu vă luați pe oameni. Da, nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt. Acum trecem pe la toll. Noi avem o șmecherie pe port, se numește Easy Pass. Mai avem un minut până ajungem. Da, cred că am ajuns deja unde trebuia să fim. Am dat mesaj când am plecat de acasă și am anunțat că am plecat. Mi-a răspuns Mihaela? Da, și acum 30 de minute i-am zis, vezi că ne spune GPS-ul că mai avem 30 de minute și venim la voi. Dacă nu v-ați trezit, vă trezim noi când sunăm la ușă. Da, ne-a zis că ne așteaptă, am confirmat. Nu știu dacă o să putem să filmăm, că nu-i frumos să... Întâi trebuie să întrebăm. Întâi trebuie să întrebăm. Să filmăm și după aia. În sfârșit am ajuns și sunt de acord să filmăm și să facem vlog. Spuneți hai! Ea e Alexandra! Hi, guys! Mihaela! Salutare! Salutare! Vă mulțumim mult de tot că ne primiți. Salut! Salut! Sunt Oana, îmi pare bine. Adrian, Dorin. Îmi pare bine. Și mie pare bine. Vezi de copii acolo? Păi și tu ce faci, mă? Bei o bere sau cum? Ia bea o cafea. Eu mă vezi cu lumea, hai că lumea nu e îmbrăcată și e frig, tati. Și vorbim mai încolo. What? Ce-ai acolo, tati? Are you kidding? Ții minte jocul ăsta că l-ai jucat la Stubbs, că l-avea Stubbs? Yeah. Îi se aprinde nasul roșu când scoți organele greșite? Yeah. Îți aduce? Nu prea așa aduce aminte. Teddy bear, a? Cum spui? Thank you.
Thank you so much. Poți să-i dai un hug lui Alexandra? Uite la asta mic, nu spune nimic. Dar nu zice nimic, asta-i place să fie plimbat de colo-colo. Ce faci, mă? Te dai la fete de tânăr? Uite, stă și... Îi place ce dai din plăcerea ceva. Guys, noi vă mulțumim tare mult. Voi nu trebuia să vă deranjați că... Nu ne-am deranjat. Nu v-ați deranjat foarte mult prin faptul că venim și stăm la voi pe capul vostru. Foarte mult. Da, ai zis că eu sunt o matură, nu o să arată impresivă. Da, câteodată e foarte serios. Bine, mama. Trebuie să te iau la baie, să te spăl pe urmă. E Teddy Bear, da. Era viața prezint și nu trebuia, mă. Serios. Mamă, dar nu trebuia să luați nimic, serios. Nu trebuia să ne luați nimic. Băi, uite, îi le desfaci și ține ocupat. Știi, le... Cu care mănânc? Cu a treia mână? Vreau să vă prezint puțin, așa, rapid, casa. Super mare, adică poți să întorci frate aici, să intrăm cu mașina lejer. AJ deja mi-a cerut și-o, bineînțeles. Cel mai tare, hai să vă arăt dormitorul, pregătit pentru noi. Hi guys! Stați așa să vă arăt dormitorul, e mai mare decât apartamentul nostru. Am zis, what? E mai mare decât apartamentul nostru, bro. Vă dați seama? Și cel mai tare lucru, avem propria baie, bro. Deci cum să ai propria baie? Vă dați seama? Aici. Super mișto. Super, super mișto. Ne ducem să bem și noi o cafeluță, să ne liniștim. Cred că vorbim mai târziu. Cred că, sigur, guys, nu încheiem aici. Stați aproape. Ce zice Oana? Oana, ce clasă, mă, pe mine, că nu știi să pui șmecheria asta. Habar n-ai și mă enervezi, zici. M-a trecut toate căldurile, deși... Dar de ce, mă? De fiindcă m-am mai enervat. Dar de ce te-ai enervat? Nu înțeleg. Parcă știi să pui. Nu e treaba mea să o pun, este treaba ta. Vezi, mă, civilizat. Fii atent. Se face click. Și că se desface așa și se snap, se snap in place. Așa, și ia mai încearcă. Mai ia, tare. Ia, nu? Nu? Da. Mai tare. Vrei să fac eu snap? Snap. Din gură, nu? Din gură. Da, din gură. Fiate, amă, cu parte nu, dar parcă suntem în felul cu proști. Da, mă, bă, setting up. Deci keep fingers clean, clear. Clean. Wash your hands. Wash your hands. Așa, check that the four top rails are completely latched. Ah, they're not. Ah, ideza noastră, e prăpăr. They bro. Are not latched. Două familii ne-am strâns să punem. Gata, uite, eu am putut. Ia, uite, ia. Deci, oh my god. Vă dați seama că AJ s-a jucat cu jocul cel nou, nu știu dacă s-a jucat o oră, și gata, a trecut la jocul vechi, adică Mario, și e foarte fericit. Super cadou! Hai, bro! Hai! Are reușit mami să pune asta pe mamă? Oana vorbește continuu, a băut o gură de vin și vorbește continuu. Stai o secundă că cu urechile am auzit pe el, că a băut o gură de vin. Paharul este cum era. Da, o gură de vin ai băut și vorbești continuu. Dar eu vorbesc și fără să beau. Deci, please. Sunt o persoană cerebrală, o mamă foarte capabilă. Am pus copilul în țarc. Să fiu sigură că nu pățește nimic. Dar ea are grijă de AJ. Deci, nu, dar e cu mințele. Dacă are jucărie, e ok. Deci e cel mai fericit că se joacă la PlayStation, nu? PlayStation la... Cum se cheamă ăsta care l-a jucat la mine? Mamă, sunt bătrân tare. Nintendo. Bro, ăsta mic e uitați-o la mine. Da. Și Adrian nu are loc de vorbă la... Zi ceva nu sub soare, mă. Nu, mă, gata, am închis camera, mă. Ia, cum ar da de lung?
Spider-Man. Trebuie să mă filmeze cineva. Da. Ia spune ceva la cameră. Ia scrie și la cameră. Da, da, imediat. Și n-ar trebui. N-ar trebui, da. Ia întoarce camera la mine. Nu, mă, dar vorbim. Te rog frumos că vreau să zic ceva. Guys, Alexandra... Eu îmi iubesc soacra. Asta a pui cafea. Nu am grău cu vada. Îmi iubesc soacra și soacra foarte mult. Hai că închide, femeia ziar. Fiți atenți. Hai să o luăm așa. Alexandra vrea să-și facă un canal de YouTube, vrea să facă vlog, are nevoie de încurajarea voastră, este timidă, nu știe dacă dă bine pe cameră, din punctul meu de vedere dă foarte bine la cameră, da? Așa că arătați niște susținere, vă rog eu frumos și... Adică dați un like la video ăsta, abonați-vă și... Dați like și subscribe la canalul lor, la Rom la New York și dacă dați destule like-uri, deschid și eu canalul meu. Așa, corect, fraților, haideți, da, da. Dacă voi v-ați subscrie la canalul ei și vă rugăm... Da, și deveniți membri level 2. Și vă rugăm frumos niște sugestii de... Dar dacă am dinții roșii, nu postez asta. Nu. No. Cam bău vin. Nu, șterg. Așa, șterg. Cam bău vin, nu deam. Cum să bei vin la 14 ani? 15 jumate. Apropo, guys, haideți să facem un alt poll. Câți ani credeți voi că are Alexandra? Vă spun eu că nu ghiciți. Eu dă să-mi iau pahar de vin, că n-am băut încă. Am mâncat bine. Foarte bună mâncarea. Băi, bestială. Am băut 3 beri și... o bucătăreasă extraordinară. Super, 3 beri și 2 cafele. S-a noptat, mergem la o plimbare. Noi am tot sperat să facem afară încheierea, dar s-a întunecat absolut complet și nu avem lumină. Acum stăm în fața unei lămpi și vloguim, adică încercăm să facem încheierea. Eu am mâncat cea mai bună saramură. De ce n-am mai mâncat o saramură de pește de când a plecat din România și super cred că bună, și da, mult înainte. Și wow, a fost super bună și am spus la Adrian, băi, m-am umplut atât de mult cu saramura asta, vreau să mergem să ne plimbăm, să ne mișcăm puțin ca să digere mai bine. Să digere mâncarea și să nu mai simt atât de vinovată, să fiu sinceră. Gata, guys. Ăsta a fost vlogul. Mulțumim frumos că ați stat alături de noi. Crăciun fericit încă o dată, sărbători fericite, sărbători cu bine. Lăsați-ne un comentariu, spuneți-ne cum ați petrecut voi Crăciunul. Sperăm că totul a fost bine și că ați fost alături de cei dragi. Noi vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi și că ați fost alături de noi și la vlogul ăsta și până când ne vedem data viitoare, dragi mei. Pa-pa, guys.